Simulările județene au continuat astăzi pentru elevii care susțin la sfârșitul acestui an examenul de bacalaureat. Este prima simulare, iar emoțiile au fost mari. Ne-au dat să alegem între Mihai Eminescu sau George Bacovia. Și a fost foarte bine, eu mi-am ales Mihai Eminescu, am scris despre floarea albastră și am scris toate aceste trei, chiar am scris foarte mult, m-am concentrat și a fost totul bine. Foarte abordabile. A fost un subiect bine gândit atât la nivel ce am făcut noi până acum și textul a fost foarte interesant. Dacă ai avea în vară acele subiecte, te-ai descurcat? Da, foarte bine. Chiar îmi doresc să fie ceva asemănător. A fost abordabile, a fost un text interesant, compunerea a fost interesantă, a fost cu o tematică de Crăciun, caz de Moș Nicolae și pot să zic că m-am descurcat la ele. Dacă ai avea în vară subiecte asemănătoare? Ar fi perfecte. O notă mare. Cu toate acestea, subiectele au fost accesibile, iar profesorii se așteaptă la note mari din partea elevilor. Este doar începutul. Aceste simulări s-au darul de a verifica nu neapărat cunoștințele de la bacul care va avea loc în vară, ci cunoștințele de moment ale copiilor. Deci eu consider că dacă până la vacanța de Crăciun se știe, se cunoaște poezia, este foarte simplu după vacanța de Crăciun să accentuăm proza, dramaturgia și apoi să recapitulăm și să ne pregătim în vară cum trebuie. Simularea județeană a examenului de bacalaureat va continua mâine cu proba obligatorie a profilului la matematică și istorie.